Nici nu a venit bine frigul, că s-au semnalat deja peste 87.000 de cazuri de viroze respiratorii la nivel național, și asta într-o singură săptămână. Medicii dau însă asigurări că cifrele sunt absolut normale pentru această perioadă anului. La nivel județean nu stăm tocmai rău, o spun angajații Direcției de Sănătate Publică, după ce au contabilizat raportările medicilor din această perioadă. Pentru perioada 10-16 octombrie, furnizorii de servicii medicale au raportat un număr de aproximativ 5.500 de infecții respiratorii și 613 pneumonii. Virozele respiratorii predomină la copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani, segment unde au fost raportate 1846 de cazuri. Pneumoniile le-au dat mai mari bătăi de cap copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani. 121 de persoane au rămas internate după ce au fost diagnosticate cu viroze respiratorii. 38 de copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani au fost la spitalul de pediatrie. 88 de persoane cu pneumonie au ajuns și ele pe patul de spital. Dintre acestea, ponderea cea mai mare au avut-o copiii și tot cei cu vârsta între 2 și 5 ani. Aceste valori sunt un pic mai ridicate decât săptămâna trecută, dar sunt similare cu cifrele înregistrate anul trecut în aceeași perioadă a anului. Anotimpul rece aduce o creștere a afecțiunilor respiratorii, atât la persoanele care nu au alte probleme de sănătate, dar în special la cei care au afecțiuni respiratorii cronice, cum este BPOC-ul și astmul bronșic, care se decompensează prin exacerbările infecțioase care apar în această perioadă. Specialiștii spun că virozele nu ar trebui să îi sperie pe ploieșteni, dar îi sfătuiesc să nu neglijeze simptomele, deoarece agravate pot duce la complicații.